Salut, dragi prieteni ai basketului românesc, sunt Eduard Popa și împreună cu colegii mei de la Basket.ro, Flaviu Ilie și Bogdan Isailă, vă prezentăm în acest sezon mai multe date, mai multe meciuri despre basketul românesc în general, dar și despre basket în Europa și ceea ce se întâmplă în NBA. Suntem la începutul lunii octombrie, când de obicei studenții merg la ore, dar și în weekenduri se merge la meciuri, la meciurile de basket, în cazul nostru, că se deschid sălile pentru competițiile oficiale. Salut, Flaviu! Salut, Edi, bine te-am regăsit după ceva timp. Da, am avut o mică pauză după Eurobasket. O pauză în care echipele noastre românești nu au stat chiar pe loc, au fost în training camp-uri și au început sezonul chiar de săptămâna trecută. Am avut o primă etapă în Liga Națională cu o prezență mai scăzută din motive obiective, cu mai multe meciuri amânate datorită, nu din cauza participării Craiovei în preliminarele FIBA Europe Cup, unde au reușit și calificarea în faza grupelor, și a participării jucătorilor Constanței în competițiile de streetball, care și ei au o prestație frumoasă acolo, dar despre FIBA Europe Cup discutăm mai târziu. Liga Națională de Basket Masculin, sezonul 2022-2023, propune un nou format cu 18 echipe, cu două conferințe. Este ușor mai dificil și ne ia foarte mult timp să-l explicăm. Poate pe parcursul sezonului vom reuși să facem acest lucru mai pe detaliu. L-am explicat oricum pe site, pe basket.ro. Și un nou format și al Cupei României. Deocamdată s-a jucat o etapă din Liga Națională, cum spuneam, câteva meciuri amânate și prima fază din Cupa României. Flaviu, câteva concluzii după aceste meciuri? Da, câteva concluzii ar fi că diferența de la vârf pare un pic mai mică, deși cred că UBT Cluj rămâne foarte greu de bătut anul acesta și aproape spre imposibil, dacă ne gândim că seriile de play-off din semifinală și finală se vor juca pe sistemul cel mai bun din șapte, unde e foarte greu să-i bați. Dar mi se par cu o treaptă sub ce au fost anul trecut, chit că e cam devreme să tragem concluzii. Sanders, mi se pare că în dezamăgirea lor până acum nu îmi inspiră încredere, mai ales că are și acele probleme de comportament de care am tot auzit. S-au încurcat cu Dinamo după un meci plin de controverse, dar iată că au reușit să ajungă în Final Eight-ul Cupei României pe seama rezultatelor dintre Dinamo și Steaua. Tot de Dinamo mi-a plăcut ce propun, dar se pare că cea mai bună șansa lor pentru un trofeu cupă unde profitau de sistemul cu jucătorii autohtoni s-a dus. Ar mai fi de notat și evoluțiile Rapidului, care a apărut sezonul ăsta de nicăieri cu niște investiții puternice, cu niște jucători foarte cunoscuți, cu Darius Johnson Odom, cu Tyler Stone, de notat și evoluțiile lui Marco Badiu, CSM Oradea din nou și acum început bun și se pare că cam top 3-ul s-a păstrat și anul acesta și mă refer aici la UBT Voluntari și Oradea. UBT Voluntari și Oradea, unde în opinia mea putem să adăugăm și cele două echipe de tradiție din București care vor să refacă secția de basket, mă refer aici la Rapid și la Dinamo, unde s-a investit foarte mult. Deși iată la Dinamo, după victoria neașteptată, dar frumoasă în fața Clujului, cu acele controverse de care am spus, a venit o înfrângere în fața Stelei. O înfrângere neașteptată care a făcut ca atât ca Dinamo cât și Steaua să rateze calificarea în acest nou format, în Final Eight. De notat că până acum sunt calificate sigur pe lângă UBT Cluj, Oradea Voluntari, Timișoara și Rapid, celelalte echipe care au câștigat grupele lor. S-au jucat într-un sistem de 3 echipe, care pe care, cu primele 8 Primele, pardon, primele 8 merg mai departe, firește, într-un Final Eight. Aceste prime 8 fiind cele 6 câștigătoare de grupe și 2 Lucky Losers. Și FC Argeș Pitești este primul Lucky Loser, de care știm sigur că va merge mai departe. Având plus 20 coș averaj, e clar că va merge mai departe. Nu știm deocamdată toate calificatele, pentru că ultima grupă, care are echipe în componență SCMU Craiova, Constanța și Laguna Sharks, încă nu știm cine va câștiga acea grupă și ce coș averaj va avea echipa de pe locul 2, în contextul în care e Laguna Sharks în acea grupă, o echipă nou promovată care se bazează în principal pe jucători români. S-ar putea să existe
Există un mic scandal după ce se va juca acea grupă, fiindcă deja concurentele știu că trebuie să facă scor și să câștige grupa și să facă scor contra Lagunii. Mă rog, asta nu înseamnă că deja știm că a doua echipă va fi Constanța sau Craiova dintre Lucky Losers, fiindcă e Cupa României, o competiție unde forma de moment e foarte importantă și s-a văzut și asta și în meciurile de s-au jucat până acum. Pe lângă din UBT Voluntari, Oradea, Dinamo și Rapid, mi s-a părut că are o formă foarte bună Târgu Mureș, o echipă nou promovată, dar care nu promovată, dar cu un pedigree, cu anumiți jucători care au mai evoluat acolo, sunt unii sunt la a treia descălecare pe Târgu Mureșan, Sabol Santa, Goran Martinic, Gajovic, Jonathan Persson, sunt un nucleu de jucători care pot să producă surprize și din punctul meu de vedere sunt în acel eșalon, eșalon secund care trag la un loc, la un loc de play-off, din care ar mai face parte Craiova, Sibiu, Piteștiu și Constanța. Cam asta aș zice eu că sunt alte echipe, celelalte 5 echipe, dacă vrei, care trag pentru un loc de play-off. Tu mai ai vreun lucky loser la locul de play-off, ca să zic așa? Da, și trece în revistă pe SCM Timișoara, care, deși are din nou lot construit cu un buget destul de mic, din ce am înțeles, se descurcă foarte bine în acest start de sezon. Au bifat două victorii și în Alpe Adria Cup, cu două victorii în Cupa României cu Sibiu și Târgu Jiu, au trecut la pas de CSM Focșani și pare că acolo se merge pe unitate, chit că nu au aceeași valoare a lotului cu alte echipe care concurează. Dar au câțiva jucători interesanți și ei, precum Ilija Djokovic, care e un point guard foarte flashy, așa, are niște highlight-uri interesante, e foarte eficient, cu pivotul Igor Kesar, americanul McLellan și așa mai departe. Cum ai zis și tu, arată foarte bine și CSM Târgu Mureș în acest debut de sezon. Seamănă puțin cu ce arăta Petrolul Ploiești sezonul trecut din postura de nou promovată. Sibiu, cam dezamăgitoare și cam în aceeași situație și ei și Piteștiul cu un lot parcă mai slab față de anul trecut, cu obiective se date probabil mai jos. Și interesant va fi de văzut cum se va descurca CSM Constanța în noul sezon sub acest nou brand, cu un nou manager general, cu câțiva jucători cu un CV important precum Cebasec sau doi americani interesanți, acești Gerald Rhodes și Nate Johnson, și cum ai zis tu, SCM Craiova, care a început sezonul perfect cu o calificare în Europe Cup și pare că Vitali Stepanovski e pus pe fapte mari sezonul ăsta. Da, Craiova, care iată că deja a beneficiat de un lucky loser jucând în grupele FIBA Europe Cup după o înfrângere la limită totuși cu Kalev, o echipă cu o tradiție în competițiile europene. De altfel, firește, am uitat și îmi cer iertare față de prietenii noștri de la Timișoara și de la Steaua, pe care am uitat să-i spun, să-i numesc în această cursă pentru play-off. Cred că pe aici, în aceste 12 echipe, primele 5 din eșalonul principal și aceste grup de 6-7 urmăritoare, ar fi lupta pentru play-off. Primele meciuri din basketul românesc au dovedit totuși că e o competiție de care pe care, adică am avut parte de câteva surprize și inclusiv iată o victorie a lui Dinamo în campionat în fața celor de la Galați cu prelungiri. Cred că vom avea parte poate de cel mai frumos sezon din ultimii ani, în speranța în care nu vom mai avea iarăși surprize neplăcute de genul echipe care în mijlocul campionatului nu-și mai plătesc jucătorii sau accidentări sau eu știu lucruri de genul ăsta, o pandemie, un război, whatever. Sper că nu. Sper că o să avem încă un sezon lipsit de evenimente internaționale, să ne bucurăm de basket. Apropo de Craiova, oltenii vor juca într-o grupă de FIBA Europe Cup în premieră, alături de totuși o altă premieră, CSO Voluntari. Ambele echipe sunt în aceeași grupă la FIBA Europe Cup, a doua competiție a FIBA ca valoare. Vor avea doi adversari foarte interesanți, Norrköping Dolphins și Merlins Krailsheim. Norrköping sunt, dacă nu mă înșel, campioana Suediei, nu? Da. Și ceilalți sunt o echipă care au jucat sferturi de final în FIBA Euro Cup sezonul trecut, deci o grupă
o grupă destul de dificilă, dacă este să ne gândim că na, ești în a pata grupă valorică, a competiție valorică europeie, aici le pun și pe cele două private ale Euroligii și totuși ai parte de adversari de acest calibru, dar cred că va fi o experiență interesantă pentru jucătorii celor două formații, în special pentru jucătorii Craiovei, care nu cred că au mai trăit meciuri la acest nivel. Da, pentru noi și mai ales pentru noi iubitorii basketului românesc va fi interesant să vedem două dueluri românești în faza grupelor, dar din păcate se reduc șansele să avem trei echipe în următoarea fază în top 16, mai ales că grupa, cum ai spus și tu, este una destul de dificilă. Nemții au fost la un pas, la o victorie chiar sezonul trecut să prindă top 8 în Bundesliga, campioana Suediei care vine după preliminarii de Champions League unde putea să ajungă fără mari probleme în grupe dacă totul ar fi mers cum trebuie. Și, na, probabil cele două se vor bate pentru un loc de calificare, dacă va fi cazul, însă oricum, cel puțin pentru Craiova este o realizare că au ajuns aici, mai ales dacă ne uităm ce traseu au avut în turneul preliminar din Lituania. Un traseu infernal, Lituania, în care au întâlnit încă din primul meci și au bătut gazdele. Da. În grupa E, Oradea are și ea parte de o grupă interesantă. Cholet Basket, locul 8 în Pro A anul trecut, o echipă care a luat un meci în primul tur al play-off-ului din Franța, echipei ASVEL, de echipă de Euroligă și campioană Franței pe urmă. Kangaroos Mechelen, o echipă din finalista BNXT League anul trecut, o echipă din Belgia, din care joacă în campionatul mixt al Belgiei și al Olandei și a terminat pe locul 2 în acel campionat, deci o formație puternică. Și Riscli Sport este o echipă pe care fanii basketului românesc o știu, fiindcă în fiecare vară par a fi unii dintre favoriții echipelor noastre pentru meciurile amicale. O echipă totuși puternică, o echipă de, dacă nu mă înșel, vicecampioana Bulgariei, deci și Oradea are o grupă, am putea spune, dificilă. Da, și Oradea are un adversar într-un campionat extrem de puternic, cum au Oradea și Craiova și Voluntaria pe Cholet Basket, care au trecut de în preliminarii de Blade în câștigătoarea BNXT League și de Beşiktaş, o altă echipă cu anvergură, și care în debutul ăsta de sezon au reușit să o învingă pe Lyon în campionatul Franței, chiar dacă aceștia au un debut mai dificil. De Rilke, aici, nu știu ce era de spus, este o echipă familiară echipelor românești. Și să vedem pe belgeni de la Mechelen cum se vor descurca în meciurile cu Oradea, dar eu cred că bihorenii au din nou o șansă bună să ajungă în următoarea. Da. Și eu cred că sunt totuși, au experiența necesară, au și un lot cu nume importante noi aduse, mă refer aici în special la Donata Starolis, dar l-au păstrat și pe Mark Ogden și pe Chris Richards și cred că au o șansă bună la primele două locuri. De altfel, dacă tot vorbim de echipele noastre din Europa, de remarcat faptul că chiar vineri vom avea un duel între CSM Oradea și CSO Voluntari. Se va juca la Oradea, iar colegii noștri de la Superbet îi văd pe Bihoreni favoriți cu o cotă de 1.65. Dar nici ilfovenii nu sunt de repădat, o cotă de 2.20. Deci iată un prim meci echilibrat, practic, între două dintre favoritele la semifinale Legii Naționale, dacă aș putea spune așa, poate chiar la trofeu, în funcție de cum se va vedea viitorul, eu știu, cum va reuși UBTQ să gestioneze acest traseu destul de dificil cu meciuri în Europe Cup și în Euro Cup și așa mai departe. Da, ora de voluntarie cam primul șoc al sezonului au propus câteva meciuri foarte bune și sezonul trecut când s-au întâlnit în semifinalele campionatului de două ori în sezonul regulat. Și cred că atracția principală va fi duelul din căciulă, cu de o parte Thompson și Planinic și de cealaltă Mark Oden, care este practic arma de small ball a lui Cristian Achim. Da, dacă tot vorbeam de Cluj, UBT Cluj e important de precizat și că ei vor juca. Aveau deja un wildcard pentru grupele Ligii Campionilor, dar au fost invitați în Eurocup, a doua competiție a Euroligii. Și unde vor debuta pe 12 octombrie în deplasare pe terenul celor de la Jelburg. O echipă a Clujului totuși nouă, e cumva normal, fiindcă după o astfel de prestație în Champions League atrage oferte și
oferte și mult mai bănoase și din camp competiții mult mai interesante decât Liga Națională pentru jucătorii americani ai lui Wu. Poate cea mai mare pierdere pentru clujeni este Elijah Stewart, care va juca în Italia. Dar au completat lotul cu jucători foarte buni, adică care totuși trebuie să avem niște piese de puzzle foarte interesante. Leo Mindel, existul de Sanders, Emi Cățe, dar va trebui ca acest puzzle să fie descurcat de către stafful tehnic al clujenilor. Ce așteptări ai de la UBT Cluj? Echipa aflată prima dată, iată, într-o competiție de asemenea nivel după mulți ani. Da, am mare încredere în această organizație pentru că s-a dovedit de-a lungul ultimilor ani că fac totul aproape ca la carte. Mihai Silvășan este un antrenor excelent și lotul nu este chiar cu mult față de sezonul trecut. Da, l-au pierdut pe Elijah Stewart, dar a venit acest Mindel care pare să fie noul MVP al echipei, Jordan Taylor, un jucător cu foarte multă experiență și au în plus la jucătorii autohtoni acum cu aducerea lui Emi Cățe. Dar de asemenea, față de sezonul trecut, sunt mult mai multe meciuri de jucat cu adversarii mai puternici decât în basketball Champions League, cel puțin pe hârtie. Și cred că în sezonul regulat nu vom mai vedea o perioadă așa dominantă a lor, cum păreau invincibili și cred că au terminat cu numai două înfrângeri sezonul trecut regulat. Acum cred că se vor aduna mai multe, mai ales că competiția e una mai acerbă. Da, o să joace cam din două meciuri pe săptămână, ceea ce va fi destul de dificil, mai ales pentru faptul că noi nu suntem obișnuiți cu un asemenea nivel de joc continuu, mai ales pentru faptul că UBT Cluj, chiar dacă are un buget impresionant pentru Liga Națională, nu își va permite, eu știu, curse de charter și va pierde mult timp pe aeroporturi, prin deplasări. Sigur, dar ca nivel de experiență, probabil atât pentru jucătorii noștri de acolo români, avem câțiva, Emi Cățe, Nandor Cuti, Patrick Richard, care și el e petică, e și el de-al nostru deja, plus juniorii care vin din Academia UBT și vor face parte din lotul clujenilor, cu siguranță va fi o experiență unică și va fi o experiență unică și pentru stafful de acolo, la nivel organizatoric. Cum e să organizezi un meci de Eurocup, sunt deja alte rigori, alte cerințe pe care trebuie să le îndeplinești când ajungi la un asemenea nivel, deci chiar dacă poate rezultatele nu vor fi cele pe care le așteaptă fanii clujeni după perioada de dominație din Liga Națională și după prestațiile în ultimii ani în care au jucat măcar sferturi de Champions League sau FIBA Europe Cup, eu zic că vor avea foarte multe de câștigat pe seama acestei participări. Ce ar mai fi de remarcat e că după francezii de la Bourg de pe 12 octombrie, primul meci acasă va fi deja de un nume mare al basketului european, va fi împotriva celor de la Cedevița Olimpia Ljubljana. Deci iată, deja intră din a doua etapă, din primul meci de pe BT Arena, deja vin numele mari la Cluj. Ceea ce cred eu că e foarte bine pentru basketul românesc, cum e și foarte bine faptul că avem patru echipe în competiții continentale plus Timișoara în Avia Cup, care e și o competiție cu un specific regional, dar e foarte bine că a intrat acolo și vor aduce un plus pentru basketul românesc. Da, e clar, s-a văzut și anul trecut când performanțele lui Cluj au fost elogiate nu numai de către iubitorii de basket, ci au ajuns să fie cumva cunoscute de mai multe persoane. S-a văzut ce emulație a fost la cele două meciuri cu Ludwigsburg din sferturile de finală. Putem să încadrăm aici și meciul 2 cu Ludwigsburg, când mai mulți fani clujeni au făcut deplasarea și da, se creează o emulație, publicul se apropie mai mult de basket prin astfel de performanțe, mai ales când vin nume cum a venit sezonul trecut Unicaja Málaga sau cum vine sezonul ăsta Juventud Badalona, Bursaspor, Cedevita Olimpia, și e clar că e un plus, chiar dacă nu vor avea rezultatele pe care eventual le-ar fi avut în basketball Champions League, cred că e o alegere mult mai bună și ce în Eurocup. Cu toate astea, locul 8 de optim nu cred că e un obiectiv chiar greu de realizat, deci vei avea cel puțin câteva meciuri de preliminare. Dacă tot vorbim de basket internațional, hai să ne ducem și unde ne place nouă peste ocean. În curând, în mai puțin de două săptămâni,
va începe NBA. A fost o vară poate mai puțin spectaculoasă de când am interceptat, n-au fost atât de multe nume tranzacționate. Russell Westbrook a rămas pe loc, Durant și Irving au rămas pe loc. Cel mai impresionante trade-uri au fost făcute de Utah Jazz, care și-a explodat nucleul cu Rudy Gobert și Donovan Mitchell. Hai să începem chiar din conferința lui Utah Jazz. E clar că Utah, care acum cred că două sezoane aveau cel mai bun rezultat în sezonul regulat, nu o să mai conteze în lupta pentru play-off. Dar pe cine vezi acolo în lupta pentru play-off? Firește Golden State Warriors, nu? Care e campion în titră și de acolo în jos? Da, e o luptă foarte interesantă aici în vest. Parcă e prima dată în ultimii ani care vestul e mai puternic decât estul. Mai Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Portland, Sacramento. Sunt o grămadă de echipe care trag pentru play-off. Dacă ar fi să ne uităm așa un pic pe clasament, cred că doar Warriors, Clippers, Suns, Pelicans, să zicem și Timberwolves, după acest trade al lui Gobert, ar fi sigure de un loc. Memphis cu Ja Morant, dar cred că pentru locurile 7 și 8, inclusiv cele de play-in tournament, o să fie o bătaie foarte aprigă cu Sacramento, care vrea să tragă după atâția ani în care au ratat play-off-ul, cu Oklahoma City Thunder, care după câțiva ani de stat în purgatoriu, cred că o să încerce anul ăsta să ajungă acolo dacă și Gilgeous-Alexander e ferit de accidentări. Cu Denver Nuggets, care dacă Jamal Murray și Michael Porter Jr. se întorc sănătoși, vor fi din nou acolo sus. Cu Dallas Mavericks, care normal că o să fie dornici din nou de rezultate mari după ce au jucat final de conferință. Și da, cred că e wide open vestul, să zic așa. Dacă ar fi să mă împumet la o favorită, aș merge pe Los Angeles Clippers. Interesant, te bazezi pe faptul că Paul George și Kawhi vor fi 100% sănătoși și mă gândesc pe rotația foarte lungă care i-a ajutat acum două sezoane să ajungă în finala vestului fără Kawhi și să joace la play-in, nu? Sezonul recent încheiat fără Kawhi și fără Paul George, nu? Da, au o rotație extrem de lungă cu jucători versatili cu care pot face mai multe lucruri pe teren. Mă uit aici la Nicolas Batum, la Luke Kennard, la Marcus Morris, la John Wall, pe care l-au transferat în această vară. Da, eu o să merg pe un safe bet și o să zic Golden State Warriors, dar mă bazez nu atât pe faptul că sunt campion în titlu, ci și pe faptul că tinerii pe care iau un lot, Jonathan Kuminga, James Wiseman, Moses Moody, Jordan Poole, vor continua marja de progres fantastică pe care o au. Și aș pune, firește, Clippers, Mavericks, Suns și Nuggets sunt un tier 2 de principale urmăritoare, dacă totul merge bine, dacă Paul George și Kawhi sunt sănătoși, dacă Jamal Murray și Porter Jr. sunt sănătoși, dacă Phoenix Suns își revin după șocul pe care l-au avut vara aceasta cu problemele cu patronul și așa mai departe. Și dacă Dallas va reuși să suplinească absența lui Jalen Brunson și să-l introducă în sistem pe Christian Wood. Un pivot, mă rog, un jucător mare, 4-5, care poate face orice pe teren, dar pare să aibă unele carențe în defensivă, în special. În conferința de est, Milwaukee Bucks, favorită, dacă toată lumea e sănătoasă? Da, e momentan Milwaukee Bucks e principala favorită. S-a văzut și anul trecut când a mers în 7 meciuri cu Boston Celtics fără Chris Middleton, care e unul dintre cei mai buni Robin din NBA. L-au adus și pe Joe Ingles în această vară, o extremă versatilă, dar cred că nu e diferență mare între ei și următoarele echipe. Și mă uit aici la Philadelphia 76ers, care au un an întreg de acomodare pentru duo-ul Harden și Embiid, cu un maxim experimentat. La Boston Celtics, care e totuși finalista NBA din sezonul trecut, în ciuda problemelor de vestiar care au apărut acum. Brooklyn Nets, care nu putem trece peste, fiindcă l-au pe Kevin Durant, un jucător excelent, Kyrie Irving, care când e cu mintea la basket e senzațional, un Ben Simmons, să sperăm sănătos și dornic să arunce de la distanță, și ar mai fi câteva echipe care cred că pot visa frumos și mă uit aici la Cleveland Cavaliers și la Atlanta Hawks, protagonistele a două dintre cele mai importante trade-uri în această vară pentru Donovan Mitchell și DeJounte Murray. Da, Miami Heat, firește, ai zis de ei? Da, pe ei am omis.
nu știu cum e cu Boston Celtics, nu știu care e atmosfera acolo după scandalurile, după faptele comise, faptele consensuale comise de Ime Udoka în franciză, dar păreau a fi pe o traiectorie clar ascendentă și după tot ce s-a întâmplat acolo sunt foarte curios ce se va întâmpla, fiindcă ei pe hârtie și-au întărit lotul cu Malcolm Brogdon, care era fix mâna aceea, steady hand, de care ai nevoie la poziția 1. Și să vedem cum vor reuși să se recalibreze pentru sezonul ăsta care urmează. Ok, mulțumesc, Flaviu, a fost o primă parte excelentă și abia aștept să ne revedem în curând și să discutăm despre ce se mai întâmplă în Liga Națională și în NBA. Urmează partea a doua a episodului unde voi discuta cu colegul Bogdan Isailă, senior editor basket.ro, și el despre Euroliga. Să ne revedem cu bine! În a doua parte a emisiunii discutăm cu colegul meu Bogdan Isailă, senior editor și el basket.ro, un cunoscător al competiției Euroligii, cea mai importantă competiție intercluburi de pe bătrânul continent. Salut, Bogdan! Salut, Edi! Zi-mi, te rog, cum vezi tu, fă-mi așa o avancronică a noului sezon din Euroligă, la ce meciuri, la ce echipe trebuie să fim atenți, care sunt favoritele, în opinia ta, la un loc pe podium? Păi, favoritele sunt în mare aceleași ca și anul trecut. Campioana Anadolu Efes și-a păstrat un nucleu important de jucători și au făcut niște adiții foarte, foarte bune, profitând și de faptul că CSKA Moscova nu mai este în Euroligă. Avem Realul, care la fel a făcut niște transferuri care ar trebui să-i ajute foarte mult. Au luat MVP-ul din Spania, l-au readus înapoi pe Chacho Rodriguez, și mai avem Barcelona, care a mutat destul de surprinzător. A mizat Jasikevičius pe Jan Veseli și Tomas Satoranski, doi jucători cehi care se cunosc foarte bine, dar care sunt în partea a doua a carierei. Și acestea sunt cele trei echipe care, în opinia mea și nu doar a mea, ar trebui să se lupte pentru trofeul în Euroligă. Acum, dacă ar fi să zic părerea mea proprie, acum, la începutul sezonului, văzând doar pe hârtie echipele, încă nu le-am văzut la treabă, eu zic că Anadolu și cu Real Madrid sunt principalele favorite, iar Realul poate deveni principala favorită în cazul în care transferul lui Facundo Campazzo se va și realiza. El este agent liber și cel mai probabil, dacă nu își va găsi angajament în NBA, va reveni la Real și atunci s-ar înclina mult balanța, în opinia mea. Da, e interesant de spus că Facu a fost două sezoane la Denver Nuggets cu prestații decente, mai ales în primul sezon, mai ales în play-off-ul contra în seria cu Portland Trail Blazers. Zi-mi, te rog, de jucătorii Anadolu Efes. Am văzut că au reușit să-l aducă pe Will Clyburn de la CSKA Moscova. Și vin în completarea lui unui frontcourt cu Tibor Plais, cu Achille Polonara, pe care l-au dus și pe el de la Fenerbahce. Probabil Barcelona avea echipa cu cel mai mare nucleu de jucători buni la nivelul de oameni mari. Acum crezi că ar înclina balanța, crezi că Anadolu se e acolo?
Nu neapărat la oamenii mari. Anadolu stă foarte bine, foarte bine în backcourt, adică au rămas Larkin și Micić, care poți să joci absolut orice. Faptul că a venit Clyburn, care este un jucător de poziția 3, dar de multe ori a jucat point forward la CSKA, iarăși din nou foarte mult dinamism aici. La oamenii mari, da, Polonara la fel este un transfer excelent, nu se ridică în opinia mea la nivelul lui Clyburn, dar îi va ajuta foarte mult. Iar la poziția a 5 rămâne Tibor Pleiss, care probabil va fi pivotul principal, iar acum alături de el va fi și Ante Zizic, venit de la Maccabi, și el un jucător care a trecut prin NBA, care era un prospect foarte mare la un moment dat, și îl mai au și pe veteranul Dunstan. Deci sunt o echipă foarte bine echilibrată, zic eu, și în frontcourt și în backcourt. De așa am vorbit adineauri și de Barcelona. A rămas Nicola Mirotić, are și l-au adus pe Jan Veseli și pe Mike Toby, deci au și ei, au păstrat și ei o rotație importantă, să spunem, nu? Da, și Barcelona. Barcelona acum în prima parte a sezonului nu se va putea baza pe Nicola Mirotić, fiind accidentat. La oamenii mari, ei o să se bazeze în foarte mare măsură pe Veseli, pe Mike Toby, pe jucătorul adus de la Alba Berlin, Oscar da Silva. Nu? Oscar da Silva, da. Deci și cam, important de precizat, iată, colegii noștri de la Superbet dau o cotă de 4.50 pentru toate aceste trei echipe. Da, toate aceste trei echipe. Da, probabil că acest sezon pentru bookmakeri, pentru a oferi favoritele, cred că a fost cel mai simplu. Pentru că sunt trei echipe care pe hârtie par să fie toate trei la un nivel asemănător, și doar modul în care se vor închega și cum vor duce sezonul va face diferența. Ai vreo echipă, eu știu, din afara acestui top 3 pe care să o vezi drept surpriză? Drept surpriză? Nu știu, n-a zice că ar fi o surpriză. De exemplu, mă aștept din nou ca Olympiacos să fie o echipă competitivă care să se bată din nou pentru un loc în Final Four. Mm-hmm. La fel și Olimpia Milano este o echipă care, din punctul meu de vedere, are un antrenor genial. Să vedem dacă în acest sezon vor reuși mai mult. E important de spus, săptămâna aceasta debutează Euroliga. Poate un derby va fi la Atena între Panathinaikos și Real Madrid. Real Madrid o cotă de 1.42 la victorie, dar știm că fanii lui Pana vor fi la înălțime. Tu ce cote mai recomanzi din ziua respectivă? Da, văd că Real este favorită certă. Eu i-am văzut pe Real în Supercupa Spaniei, unde au jucat excelent primul meci, bine, cu un adversar mai slab, cu Betis. Apoi în meciul cu Barça, în El Clasico, a fost o încleștare pe cinste și au reușit să câștige. Totuși, Realul a avut câteva probleme, zic eu, în special la poziția 1,
unde minutele au fost împărțite de Chacho Rodriguez și de Sergio Llull, jucători care nu mai sunt la prima tinerețe. Dar este Realul favorită. Panathinaikos a schimbat masiv lotul de jucători, au un antrenor nou, Radonici, fostul antrenor de la Steaua Roșie Belgrad, dar nu-i văd, deși eu sunt fan Panathinaikos de mulți ani, nu-i văd să producă surpriza, mai ales că ei au început foarte rău sezonul, au pierdut la 15 puncte în Supercupa Greciei cu Olympiacos, deci și au reușit să marcheze 52 de puncte, dacă nu mă înșel, ceea ce este foarte, foarte puțin. Deci nu-ți face cu ochiul 3-40 ăsta lui Pana, cota lor, oferită de prietenii noștri la Superbet, nu? Și atunci, deloc. Îți mai recomand, uite, un 1-45 cota Barcelonei acasă cu Olympiacos Pireu. Asta îți face cu ochiul? Aici n-aș merge 100% pe victoria Barcelonei, pentru că este început de sezon, încă sistemele nu sunt bine puse la punct, mai ales că echipele de Euroleague au avut un presezon foarte, foarte scurt cu mulți jucători la Eurobasket și atunci antrenorii nu au putut lucra la fel de mult cu întregul lot. Aici, dacă ar fi să aleg un pariu aici, aș merge pe tot o cotă asemănătoare de 1.40 la sub 164.5 puncte marcate în meci. Olympiacos este genul de echipă care încetinește jocul și care de obicei nu primește foarte multe puncte și atunci mă aștept să vedem un meci cu puține puncte aici. În tot vineri joacă și campioana în titlă Anadolu Efes contra Stelei Roșii Belgrad, mă rog, Cervenea Zvezda. Steaua Roșie, dacă nu mă înșel, revine în competiție după mult timp, nu? Nu. Steaua Roșie a fost Partizan. Partizan Belgrad, bine. Da. Partizan revine, Steaua Roșie au schimbat antrenorul, ar trebui să vedem o victorie facilă, zic eu, a turcilor și cota este pentru victoria lor. Și cota tot este acolo. Cumva grăitoare, da, 16. Da. Dacă tot am vorbit de Partizan care revine, iată, bookmakerii spun că ar putea reveni în Euroligă cu o victorie, fiind favorită pe trenul Alba Berlin, are o cotă de 1.80. Îți face cu ochii 1.80 ăsta? Da și nu. Partizan de anul trecut și-a clădit un lot valoros și a plătit salarii destul de mari pentru jucători, tocmai pentru a forța revenirea Euroligă prin câștigarea fie a Eurocup, fie a Ligii Adriatice, nu s-a întâmplat. Au realizat și câteva transferuri bune, doar că Alba Berlin este o echipă care acasă este foarte greu de citit, adică foarte, foarte multe surprize a produs Alba Berlin pe teren propriu în ultimele sezoane și în mod normal n-ar fi o surpriză chiar așa mare să învingă pe Partizan în startul de sezon. 2.35 deocamdată la Berlin. Poate te aud colegii noștri și mai scad cota după aia. Da. Ok, mulțumesc, Bogdan. Da. Uite, un pariu care mie pe care l-aș alege ar fi victoria lui Fener la Bayern. 1.90 acela? Da. Bayern s-a pregătit foarte puțin în presezon, în formulă completă. Au avut foarte mulți jucători doar pentru antrenament, inclusiv pe Justas Tamulis, fostul jucător de la Sibiu.
iar Fener de partea cealaltă are un antrenor nou în persoana lui Tudis, care pe unde a fost doar performanță și-a dorit mereu, și aici mă aștept ca Fener să debuteze cu dreptul. Ok. Mulțumesc, Bogdan. Urmăriți tipsurile lui Bogdan Miseilă pe basket.ro și cotele Superbet. Asta a fost primul nostru episod din noul sezon și ne revedem în curând cu următorul episod.